L. Vă recomandă Floramite 240 SC. Ce? Am revenit în direct aici la Agricultura la Raport împreună cu doamna Lumița Mureanu, jurnalist, domnul Emil Dumitru, ministru secretar de stat, dar și domnul Florin Stoia, director APIA Călăraș. O să dialogăm câteva minute cu domnul director. Bună seara, în primul rând, domnule director. Bună seara, vă urez și eu, atât dumneavoastră cât și telespectatorilor dumneavoastră. Înțeleg că oamenii încă mai vin către APIA să-și depună cererile, mai au timp până la sfârșitul acestei zile, până la ora 24, încă pot veni acolo. Da. Sunt mulți fermieri care au făcut lucrul ăsta. Înțeleg că lucrurile merg din ce în ce mai bine, s-a simplificat și procedura. Sigur. Am avut, ca de fiecare dată și anul acesta, am avut la centru județean ca și fermieri mari care dețin suprafețe mai mari de 50 de hectare. Am închis doi fermieri în cursul zilei de astăzi, dar noi nu ne putem deplasa de aici, de la sediu, pentru că avem programul, așa cum bine știți, până la orele 00. Și totodată aș vrea să le mulțumesc fermierilor pe această cale, pentru fermierilor călărășeni și nu numai, pentru promptitudinea cu care au răspuns invitației noastre și interesul pe care l-au manifestat într-un mod exemplar. Pe viitor îi asigurăm de aceea și colaborare și sper ca și anul acesta și la anul să obținem aceleași performanțe, și anume faptul că am reușit și acest an să ne atingem targetul, în sensul că am depășit suprafața primită ca și eligibil la plată cu mai mult de 300 de hectare față de ce am primit în campania 2019, și e un lucru, zic eu, bun, atât pentru noi, cât și pentru fermierul, bunăstarea fermierului român. A fost mai greu anul ăsta, ținând cont că traversăm această pandemie? Cu siguranță putem spune că a fost mai greu, dar de un lucru îmbucurător pentru noi este faptul că am reușit să închidem și să ne atingem targetul în modul acesta, online și telefonic. Deci e un lucru foarte important pentru noi pe viitor. Pentru că trebuie să implementăm aceste măsuri de a comunica mai ușor și mai eficient. Da, orice început este mai greu, cu siguranță vom reuși dacă ne impunem să ne atingem acest scop, cu siguranță. Chiar vreau să îl întreb pe domnul director dacă va proceda și în anii următori la fel prin această modalitate. După câte ne-a spus, acesta este trendul. Dar cum ați simțit dumneavoastră din partea fermierilor noua procedură de depunere a cererilor? Au fost nemulțumiți? Au fost nedumeriți? Bănui că aveți și dumneavoastră pe acolo niște depuneri de cerere de la persoane de 90 de ani, pentru că județul e mare, pământul e mult. Ei cum s-au descurcat? Și-au adus nepoții? Cum au procedat? Da, au fost sprijiniți de rude apropiate și în felul ăsta am putut să le rezolvăm și lor situația. Dar să știți că din ce în ce mai puțin sunt fermierii, cei bătrâni care încă și mai lucrează individual terenul. N-am pus problema că lucrează, am spus că depune cererea, e o diferență din punctul meu de vedere. Nu, trebuie să și lucreze. Am înțeles, da. Bun. Trebuie să și lucreze terenul. E foarte adevărat, da. Acum profit și eu de prezența dumneavoastră și vreau să vă ridic următoarea întrebare. Sunt foarte mulți fermieri care deplâng faptul că cei care de multe ori beneficiază de subvenție nu sunt și cei care lucrează terenurile. Asta încalcă flagrant legea care spune că beneficiarul subvenției este cel care și muncește. Există niște înțelegeri, niște trocuri între fermieri, da? Fermieri și cei care dau terenurile proprietarii de teren, ca proprietarul să-și primească subvenția, el declară pe proprie răspundere că muncește terenul, numai că terenul l-a muncit de către altcineva.
Ați întâlnit vezi astfel de situații? Nu, deci eu vă pot spune da, că nu. Cred că din auzite... Oficial, domnul nu a întâlnit. Oficial, da. N-a întâlnit nici astfel de situații. Nu. Neoficial ați auzit? Nu. Nu, deci vor fi cazuri izolate, dar eu nu am întâlnit așa ceva. N-am spus că în Călăraș, la nivel național. La nivel național n-aș putea să vă spun, n-am de unde să vă spun, pentru că excederea mele de competență și chiar n-aș putea să vă spun. Este o metodă de a-și asigura încasarea unui ban de pe pământul pe care îl are. Asta este situația, probabil că nu toți arendajii sunt și niște oameni serioși, așa că asta este. Da. Sunt. Dar mai este o, din punctul meu de vedere, mai este o consecință a acestui fapt. Rezultă că agricultura este profitabilă și fără subvenție. Dacă nu iei subvenția. Mai greu de spus lucrul ăsta. Da, bine, pentru că nu e de competența dumneavoastră, mai e mai mult așa o discuție aici pe care am crezut că o putem clarifica. Domnul director, știți ce vreau să vă mai întreb pe dumneavoastră? Care a fost colaborarea APIA cu primăriile? Au fost foarte multe mesaje, nu din Călăraș, la modul general așa. O reticență, o problemă din partea primăriilor, a primarilor de a emite acele adeverințe pentru, cu privire la terenuri și așa mai departe, ca să poată să fie pentru cererile de subvenție pentru anul acesta. Cum a mers circuitul acesta prin care beneficiarii au fost ocoliți efectiv și a trebuit să mergeți direct instituția statului la instituția statului? Vă pot spune că la nivelul județului Călăraș chiar nu au fost probleme. Au fost câteva cazuri izolate pe care eu personal și, bineînțeles, și cu sprijinul domnului ministru secretar de stat, domnului Emil Dumitru, am luat legătura cu primarii. Având în vedere faptul că suntem călărășini, suntem oameni cunoscuți în județ, am rezolvat toate problemele care au venit din partea fermierilor. Deci chiar nu au fost probleme în sensul ăsta. Dar primarii ce au invocat? Acele câteva cazuri, excepțiile. Ce au zis? Că nu găsesc hârtiile? Au mai fost situații în care spune, domne, nu și-au plătit impozitele și taxele. Bineînțeles, noi le-am spus, oameni buni, înțelegeți că adeverința nu este condiționată de plata impozitelor și taxelor. Dar, pe de altă parte, acum și primarii au și ei dreptatea lor, ca să spun așa, că practic ei din impozite și taxe funcționează acolo și asigură cheltuielile de funcționare în ceea ce privește salariile, în ceea ce privește utilitățile. Bun, haideți că mai am eu o întrebare, domnul director, și apoi o să vă rog să ne dați posibilitatea să continuăm dialogul cu domnul ministru secretar de stat. Ce riscă cei care declară în fals că lucrează terenul și nu fac lucrul ăsta și primesc această subvenție de la APIA? Pentru că vreau să vină răspunsul din partea unui oficial APIA. Deci cei care de fapt solicită subvenția de la APIA și de fapt ei nu lucrează. Da. Da. Asta întrebare, nu? Da, da. Nu lucrează ei personal, terenul este lucrat. Terenul e lucrat. Dar nu lucrează el. Păi asta trebuie să și se dovedească în sensul ăsta, se dovedească că el, fermierul, solicitantul, subvenției nu lucrează terenul, dar v-am spus și vă repet, la nivelul județului Călăraș nu avem... N-am spus asta, eu v-am întrebat doar ce riscă, care sunt consecințele dacă se demonstrează că cel care a primit subvenția la APIA n-a muncit terenul. N-am spus că la nivel de Călăraș. Nu sunt procuror, nu sunt polițist, dar știu că se numește fraudă cu fondurile europene și acolo cred că ar putea face lumină sau ar putea spune lucrurile astea despre lucrurile astea alte persoane care sunt abilitate să facă. Am înțeles. Bine, da. mulțumim mult pentru prezență, domnule. Și eu vă mulțumesc. Și succes în continuare. Succes că mai aveți de tras. Avem nevoie, da. Da, și greu cred că abia de acum începe, că la dumneavoastră munca asta nu se oprește odată cu depunerea cererilor. Sunt mulți pași până. Da, vă dați seama că noi de acum încolo o să începem și cu alte activități, da.
Nicio problemă, nu ne-am văitat. Noi mergem în continuare ca să ne atingem scopul stabilit. Da. Foarte adevărat. Da, o să-i rog pe colegi să pregătească cele 10 secunde de publicitate, să le difuzăm și apoi o să reluăm dialogul domnul ministru secretar de stat Emil Dumitru. Mulțumesc! Numai bine! Creștem împreună cantitate și calitate fără stres aplicând produsele naturale AgriTecno pentru cultura ta. Alegi biostimulatorii din gama AgriTecno, alegi performanța. Performanța. Da, am revenit în direct. Între timp vin foarte multe mesaje. Dăm voie să se remarc un lucru. Mai toți oficialii care au lucrat cu astfel de fonduri acum, și în special punctual, depunerea cererilor pentru subvenții, au ținut să își arate aprecierea vis-a-vis de partenerul lor, în fond și la urma urmei, fermierul. Totuși, trebuie să existe, din punctul meu de vedere, două atitudini clare. Funcționarul public care trebuie să-și facă datoria, dar și fermierul trebuie să priceapă că el se duce să ceară niște bani. Pentru că am întâlnit, au fost, cum să spun, apeluri publice din partea ministrului. Vă rugăm frumos, domnilor fermieri, răspundeți la telefon ca să putem să închidem cererile de plată. Nu cred că este chiar ok să se întâmple lucrul acesta. Cred că și fermierii ar trebui să-și vadă mai mult interesul lor. Dar apreciez, directorul de la Călăraș a ținut să mulțumească fermierilor pentru atitudinea pe care au avut-o. Frumos din partea domnului director și sunt convins că și fermierii apreciază munca celor de la APIA. E o instituție care merită felicitată și a făcut datoria și face datoria. Și până la urmă ăsta e... Nu s-au mai auzit scandaluri. Da. Din... De când a venit domnul Pintea, eu nu prea știu să fi fost cineva nemulțumit și e meritul domniei sale, în primul și în primul rând, că a știut să gestioneze toată situația asta de acolo, de la APIA. Da, trecem și la alte subiecte. Domnul ministru, mă bucur că ați revenit alături de noi. Nici nu știu ce să vorbim ați mai întâi și întâi. Ați observat că oamenii tehnic nu au foarte multe cuvinte. Dumnealor știu să facă munca administrativă. Eu sunt mai familiarizat cu televiziunea și mi-am permis să iau, am aici un post-it mic în care vă spun că la Călăraș, de exemplu, vor avea o muncă foarte grea și foarte importantă, acea teledetecție care va urma pe o suprafață de aproximativ 56.000 de hectare, ca practic ceea ce am făcut în toată perioada asta cu depunerea cererilor de plată să fie finalizată și comisia să aibă certitudinea că plățile pe suprafață sunt conforme cu ceea ce prevede regulamentul. Vă dați seama să verificăm 56.000 de hectare unde sunt digitizate suprafețele. Nu este o muncă simplă pentru 10 OAT-uri plus controlul clasic pe teren. E clar că munca pentru cei care sunt la control pe teren și control pe teledetecție abia de acum va începe și cât de calitativ a fost munca în perioada de depunere a celor vom vedea în perioada imediat următoare. Domnul ministru, nu mai avem mult timp. Vreau să vorbim un pic și despre PNS. Știu că e un subiect la care dumneavoastră v-ați implicat personal. Care e stadiul acestui PNS? Este conform fișei postului, de asta sunt plătit din bani publici, să scriem un program pe 7 ani pe o sumă de aproximativ 20,5 miliarde de euro, în care eu cred foarte mult. Și vreau să vă mărturisesc că am încredere deplină în colegii de la Autoritatea de Management din cadrul PNDR-ului că vom scrie niște măsuri bune. Am definitivat și am consolidat analiza SWOT împreună cu ei și pe observațiile comisiei, care n-au fost puține, aproape 20 de pagini de observații ne-a făcut comisia, alte state membre
au retras analizele SWOT de la comisie. Noi am ales varianta să mergem mai departe și vom invita la consultări pe toți cei care sunt în grupurile de lucru să avem un program național strategic care să fie bazat pe realitățile agriculturii din România și nu neapărat să ni le scrie cineva. Toți suntem în discuții cu Banca Mondială, dar încă n-am finalizat vreo contractare, dar asta nu înseamnă că ne împiedică cineva să scriem noi, pentru că după două exerciții financiare avem suficientă expertiză să scriem noi strategia de finanțare a agriculturii, atât pe pilonul 1, cât și pe pilonul 2. Bun, te rog, Luminița. Mai am o întrebare până o formulează Luminița. Spuneți-mi, veți merge pe plafonare sau nu? Că toată lumea vrea să știe. România nu este pregătită să aibă un astfel de mecanism, pentru că, așa cum vă spuneam, nu există proprietate a terenurilor deținută de către fermier, ci este doar o arendă. Nu va fi o decizie a României unilaterală, pentru că România este unul dintre cele 27 de state membre. Propunerea pe care Partidul Socialiștilor a făcut-o ultima dată într-un vot pe care l-au dat în familia socialistă este una care este de neacceptat pentru România, o plafonare la 60.000 de euro. Nu știm cum va arăta negoboxul pe ce înseamnă cadru financiar multianual, dar ceea ce vă voi putea spune cu certitudine este că sumele alocate politicii agricole comune la ultima propunere pe cadru financiar multianual au fost substanțial crescute și după calculele noastre României îi vor reveni în plus față de propunerea Comisiei, așa cum s-a intrat în negociere, undeva la peste 1,3 miliarde de euro. Va veni o nouă componentă Next Generation, care va fi compusă din două paliere. Pe de o parte, finanțări pe Next Generation de aproximativ 800 de milioane de euro și alți 458, dacă nu mă înșel, dacă calculele noastre sunt unele corecte, pentru mecanisme de garantare și creditare, tot în sensul Next Generation. Credem noi că este foarte important ca convergența să fie un obiectiv al României, să ajungem la un nivel de convergență cât mai aproape de media Uniunii Europene și cât mai repede. Despre plafonare vă mărturisesc că dacă ar fi să discutăm, ne-ar trebui câteva emisiuni. Nu știu dacă la momentul ăsta România este pregătită să aibă sau nu plafonare pe plăți directe, dar dacă va fi introdusă o plafonare, ne-am dorit ca plafonarea să fie doar la plata de bază, așa cum a propus președinția finlandeză în trecut, la o sumă pe care să fie cât mai aproape de realitățile agriculturii României. Noi am făcut niște simulări pe 300.000 de euro la plata de bază, la care să nu fie cuantificat și sprijinul cuplat și înverzirea sau ecoschemele, așa cum vor arăta ele în viitorul exercițiu financiar. Dar la momentul ăsta este prematur să ne exprimăm, că nu este vina fermierilor mari că s-au dezvoltat. Noi ar trebui cumva să găsim niște măsuri compensatorii ca acești fermieri mari să-și mențină competitivitatea, ba chiar să-și o crească și consumatorul din România să se bucure de produse procesate în România, pentru ca să nu mai exportăm materie primă și implicit subvenție. Dar astăzi când discutăm, este prematur să discutăm de o plafonare la ceea ce se discută la Bruxelles. Haideți să vedem cum va arăta practic întreaga propunere a Consiliului pe ce înseamnă arhitectura noii politici agricole comune și abia după aceea împreună cu fermierii vom stabili o strategie prin care România să poată să obțină cât mai mult din negociere.
Din povestea cu plafonarea, cel mai mult mi-a plăcut o chestie, nu legat de quantum. Este discutabil, nu sunt în măsură să-mi dau cu părerea, e bun, e mult, e puțin, e așa. Dar, până o problema că în momentul în care intervine plafonarea, va mai fi o deducere în ceea ce privește plata angajaților din agricultură. Cheltuielile cu forța de muncă, bineînțeles. Ar fi o chestie extraordinară. Poate că atunci n-am mai vedea șirurile acelea de oameni care pleacă în străinătate ca să muncească. S-ar putea să rămână și acasă. Bun. Și aici, forța de muncă ar deveni și ea mai albă puțin. Pe de altă parte, domnul ministru, trebuie să recunosc, de exemplu, partea de silvicultură din PNDR a fost o cenușăreasă totală. Sumele alocate sunt mult după virgulă. Bănuiesc că ați vorbit cu ministrul mediului Costel Alexe, că el întotdeauna. Și a fost o declarație a ministrului. Exact, și a fost o declarație a ministrului Alexe în care spunea că ministrul mediului, în care spunea că el militează pentru ca 30% din fondurile pe PNS să fie alocate pentru partea de climă din agricultură, din acestea fiind incluse și partea de silvicultură și de înverzire și de și așa mai departe. Cum vedeți ideea dumnealui? Pentru că în condițiile astea vă dați seama să diminuează celelalte plăți directe, ceea ce e și e și simpatic, dar eu cunosc că am locul de muncă astăzi prin decizia primului ministru la Ministerul Agriculturii și mă voi bate pentru fermierii noștri. Că în domnul ministru uită să spună că în 30 de ani s-au defrișat ilegal pădurile României, dar nu din banii din PNDR acum vrea să reîmpădurească ceea ce alții au defrișat în mod ilegal. Sigur, pe măsurile de mediu și climă, pe ECOS, puta negreșit ca acele perdele de protecție să fie o componentă consistentă în program și să finanțăm înființarea de perdele de protecție. Putem să discutăm că o parte din măsurile astea, care nu neapărat au generat vreun impact pozitiv, rața cu gât roșu, pluturele albastru, narcisa nu știu care și așa mai departe, nu cred că vor mai avea loc în viitorul program, așa cum mă cunoașteți, sunt destul Bun, de hotărât. Mai am eu o scurtă întrebare pentru dumneavoastră și implicit o să vă rog să răspundeți. Deci domnul Alexe să ia bani de la mediu, nu de la agricultură, ca o concluzie. Domnul ministru secretar de stat, vis-a-vis de legea asta 17/2014, legea vânzării terenurilor agricole, au fost aduse niște modificări, niște transformări. Sunteți pentru ea în forma asta în care s-a modificat sau sunteți împotrivă? Nu. Nu sunt nici pentru, dar nici nu pot să fiu de acord cu un mecanism prin care nu facem altceva decât să conservăm o forță în plus a preemptorilor doar pentru că ei au istoricul de 5 ani și că decât ei pot cumpăra. Dacă legea vânzării terenurilor avea ca obiectiv consolidarea unei clase de mijloc în agricultură, introduceau acele plafoane pe care Ministerul Agriculturii le-a solicitat de-a lungul timpului, 500 de hectare pentru persoane fizice și 1000 de hectare pentru persoanele juridice. Nu poți să faci legi în Parlamentul României doar pentru a-ți conserva o poziție dominantă. Sigur că sunt discuții pro și contra, nu vreau să intru într-o polemică, dar am suficiente argumente și dacă eu nu sunt credibil, vă rog să intrați pe site-ul Comisiei, să verificați raportul Comisiei Europene din 2015 cu privire la fenomenul de acaparare a terenurilor agricole, în care România este dat exemplu negativ. Și cu asta cred că am concluzionat totul pe legea vânzării terenurilor. Bun, eu cred că izul ăsta electoral i-a prins pe parlamentarii României, i-a cuprins foarte mult și atunci s-au gândit că pe lângă o mică campanie de PR pe care o desfășoară în perioada asta, și mai pot și rezolva niște probleme de fond cu privire la achiziția de terene a celor exploatații care îndeplinesc acele condiții cumulative și nu pot fi de acord cu forma care a ieșit din Parlamentul României, pentru că eu știam că Parlamentul României este echidistant și legiferează pentru interesul general, nu pentru interesul de grup. Dar mă rog, astea sunt alte
chestiuni. Bun, am ajuns la final. Pare rău, au trecut repede cele două ore, știu că am mai fi avut multe de vorbit. Nu trebuie să vă pară rău, trebuie să vă pară bine, pentru că eu cred foarte mult în potențialul agriculturii României și le mulțumesc tuturor fermierilor care ne-au urmărit. Și așa cum v-am promis, ori de câte ori aveți dorința de a intra în dialog cu fermierii, eu personal voi răspunde prezent și vă mulțumesc pentru că am avut două ore de discuții și să nu mă menajați niciodată atunci când facem greșeli, dar dacă facem și lucruri bune, să le scoateți în evidență, nu neapărat datorită nouă, ci datorită funcționarilor care nu întotdeauna fac numai lucruri rele, fac și lucruri bune și țin să le mulțumesc tuturor funcționarilor APIA care au dat dovadă că se poate în România să se facă performanța administrativă și niște condiții nu. Domnul ministru, cred că v-ați convins atât dumneavoastră cât și telespectatorii că la Agro TV suntem echidistanți. Când e de criticat, criticăm. Când e de remarcat ceva, de apreciat, apreciem. Vă mulțumesc tare mult și vă urez seară bună. Seară bună și dumneavoastră. Seară bună.